Deci, de ce vă spun toate lucrurile astea? Întâi de rând, să vedeți că se întâmplă minuni până în zilele noastre. Să vedeți că sunt, minunile sunt niște lucruri foarte frumoase. Nu sunt bombastice, nu sunt îngrozitoare, adică wow, ne îngrozim, ci spunem wow de frumusețe, de drăgălășenie, de vedeți cât e drăgălaș și Maica Domnului, adică cum a aranjat toate lucrurile ca o gospodină. Maica Domnului spune Sfinții Părinți că este ca și o crosă care stă pe Sfântul Munte și are grijă de, cum îi spune, de toți închinătorii care vin în Sfântul Munte. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și purea și vecii vecilor. Amin. Pentru veciune Sfinților Părinților noștri, Doamne, să-ți dați Duhul Dumnezeu, mirește pe noi. Amin. Amin. Da. M-a rugat câțiva dintre voi să spun un cuvânt de folos. Și le-am promis că o să spun un cuvânt de folos la care ei nu se așteaptă. Noi avem o problemă cu telecomunicații în schimb, vă rog frumos să vă rugați pentru noi. Dorim să punem fibra optică pentru că este foarte dificil cu telefonia, suntem într-o vale foarte anumită, din cauza asta se numește și schipul lacului, adică gropii. Așa? Și ca să rezolvăm aceste probleme pe care le-au în principal părinții bătrâni, dar nu numai cu comunicațiile, am hotărât să, cu darul Maicii Domnului și cu ajutorul unor prieteni de-ai noștri, cu donațiile noastre, să punem fibra optică. Deci, astăzi am fost jos în schip, pentru că chilia noastră este la înălțimea cea mai mare din schip. Noi spunem că a fost jos în schip, la chilia, acolo, la Biserica Centrală a Schipului. Și acolo am expus problema aceasta a telecomunicațiilor, care cu darul lui Dumnezeu m-a ajutat Maica Domnului să o cunosc puțin pe. Se expune această problemă părinților din schip. Da, am vorbit foarte pe scurt, le-am expus părinților problema, ei au fost de acord, bineînțeles, pentru că sunt, una este să nu știi telecomunicații și alta este să fii un om comuncesc, după cum sunt părinții din schimb, sunt oameni comuncesc, chiar dacă nu știu telecomunicații. Pe de altă parte, eu nu sunt un om comuncesc, dar din urmă știu puțin problema asta și am terminat și să ies afară. Când ies afară, mă întâlnesc cu cineva necunoscut mie, spune, ce ai spus? Hristos a înviat părinte. Hristos a înviat părinte teolog. Și eu zic, slavă lui Dumnezeu, v-a adevărat a înviat. De unde ești? Din Austria? Ceva de genul ăsta? Era foarte, așa, eram foarte familiar, s-a născut o relație de dragoste între noi. Și ca să aflu că ei au venit tocmai de la prodromul, pe jos, nu? Că pe jos, de la Mofon, de fapt, bine, de la prodromul, dar da. La, cu mașina, i-a adus o mașină până la Morfonul și de acolo au venit pe jos în schid ca să ne întâlnească. Am întâlnit, ne-am cunoscut, deci, fraților, posibilitatea ca eu să fiu în schid și ca cei care mă caută pe mine să mă găsească este o posibilitate foarte mică, trebuie să știți, de 1%, deci de la Maica Domnului. Pentru că, întâi de toate, părinții în fiecare zi sunt la chiliile lor, noi suntem la chiliile noastre și nu numai atât, dimineața toți avem ascultări. Deci astăzi a fost prima dată de când sunt eu în schitul lacul, prima dată când am fost jos într-o zi de rând și am fost la Chiraco, înțelegeți, la adunarea stareților. Și în clipa, deci chiar în clipa în care am ieșit, cum spuneam, frate, te cheam, iată, Leonard m-a așteptat afară și omul venise tocmai din Austria. Da? Deci cu tot grupul lui, venise tocmai din Austria. Da, aceasta este o minune a Maicii Domnului, să știți, frate. Este o minune a Maicii Domnului pe care Maica Domnului arată purtarea ei de grijă extraordinară față de închinătorii acestui loc. Și lucrurile nu se opresc aici, pentru că ei doreau să vină la chilia noastră și cum să ajungă la chilia noastră, tocmai ieșisem afară și pornim încet, încet să le arăt drumul cum să ajungă la chilia noastră, pe Botec. Ajungem la chilie la Părintele Ștefan și acolo să ne odihnim puțin și vor să intre la magazin. Și în clipa respectivă ne întâlnim cu un altcineva, cu Marius, Doamne ajută, Părinte Teolog, Doamne ajută! Nu știam cine, este un om extraordinar, nu știu cum. Așa, de unde vii?
Păi, din Toronto. Dar a spus lucrul ăsta ca și cum ar fi venit și de la intersecție pe dreapta, deci la 5 metri mai încolo. E fenomenal. Un domn extraordinar de nobil, de distins. Ce dorești? Ce vrei să vin la chilie la Sfinția voastră? Deci gândiți-vă, dacă întâlnirea cu Leonard și cu grupul lui din Austria, de la o parohie din Austria, era o probabilitate de 1%, întâlnirea cu Marius, care să mă caute pe mine și să dorească să vină la chilie la noi, era de 0,1%. Deci, iarăși, o minunat Maicii Domnului. În cazul lui Marius, știm de ce s-a întâmplat această minunea Maicii Domnului. Este vorba, bineînțeles, și de virtutea lui, dar în timpul acesta este vorba de rugăciunile soției sale. Da, care soția lui s-a rugat foarte mult pentru el ca să mă întâlnească și să vină la chilie. Bun, și lucrurile nu se opresc aici. Deci purtarea de grijă a Maicii Domnului nu se oprește aici. Pentru că noi începem să mergem încet, încet pe jos. Marius îmi spusese că datorită vârstei sale era foarte dificil să meargă pe jos, chiar s-a oprit. Eu bănuiam că pe ipotecă o să reușească să ajungă, cu toate că și pe ipotecă este destul de dificil, a văzut băieți. Este mult mai simplu decât pe drum, dar este totuși dificil. Și Marius mergea încet, încet, zice, pentru că și eu zic, mai ca Domnului, ajută-ne pe noi, ajută-ne pe ei să se întâmple ceva. Fraților, există un mic tronson pe care trebuie să mergem pe drum, astfel încât să ajungem la chilia noastră, cât de 5 minute? Ce vreau să 5 minute. Bun, în aceste 5 minute vine Părintele Silvan de la chilia noastră, vine cu mașina. Deci toate au fost șnuri, fraților. Deci dacă vorbim de o posibilitate de 1% ca să mă întâlnesc cu Leonard, posibilitate de 0,1% ca să mă întâlnesc și cu Marius, hai să zicem că o posibilitate de 0,5% ca Părintele Siluan, tocmai în acea perioadă de 5% în care eram pe șosea, pe drum, să vină acolo și să-l ia pe Marius, care, datorită vârstei sale, era dificil să vină cu noi, chiar dacă am fi urcat pe potecă. Deci, de ce vă spun toate lucrurile astea? Întâi de oameni să vedeți că se întâmplă minuni până în zilele noastre, să vedeți că minunile sunt niște lucruri foarte frumoase, nu sunt bombastice, nu sunt îngrozitoare, adică wow, ne îngrozim, ci spunem wow de frumusețe, de drăgălășenie, de vedeți cât e drăgălașă Maica Domnului, adică cum a aranjat toate lucrurile, ca o gospodină. Maica Domnului spun Sfinții Părinți că este ca și o clostră care stă pe Sfântul Munte și are grijă de, cum îi spune, de toți închinătorii care vin în Sfântul Munte. Și după asta ei, bineînțeles, eu mă gândeam pe drum că o să le dea o eucinie, nu ca să discuta, să le dea o grisină, un ceva, așa, și că gândiți-vă, o să ducă înapoi la prodromul pe jos. Da. Care este un drum foarte serios de aici. Nu gândesc că este, cum spun pentru cine nu știu, o să fie câteva ore de mers pe jos, bineînțeles că se gândesc că o să prind o mașină. Nota bene că în Sfântul Munte mașinile sunt foarte rare. Dar fai grijă, Maica Domnului, să înțelege. Nu crede. Da, fai grijă, Maica Domnului. Bun. Și într-adevăr, cum să spun, foarte milostiv fiind, m-am dus și l-am găsit un mic pachet de grisină. Da. Grisină de ce? Pentru că au nevoie, pentru că sunt sărate și ajută în menținerea apei în organism. Dar băieții, fiind aici la masă, voi nu simțiți pe cameră, dar eu simt foarte bine că sunt chiar de bucătăria Părintului Elefterii, care miroase extraordinar a pește. Și mă duc la Părintele Elefterii și zic, uite, că aici sunt 4 închinături și Părintele a făcut 20 de pești, acum unde văd? Să-i punem la masă. Și deci Maica Domnului se îngrijește de ei într-un mod scandalos, aș spune. Asta nu pentru virtutea lor, ci pentru milostivirea și pentru iubirea Maicii Domnului față de noi. Să nu este foarte important. Și bineînțeles și pentru virtutea lor cea mare, care, da, mă rog, este cât o fi de acolo. Nu vreau să spun acum în public, ca să nu... Asta este. Deci vreau să accentuez iarăși că Maica Domnului ajută, rugați-vă la Maica Domnului că ne ajută, puneți-vă soțiile să se roage, vorbesc de așa, că are mare putere rugăciunea soțului pentru soție și a soției față de soț,
Și iarăși să aveți încredere în Dumnezeu, să fiți în biserică. Pentru că dacă vă deschideți față de Dumnezeu, vă deschideți față de Maica Domnului, vedeți că Maica Domnului a făcut și mai să a făcut o mâncare dita mai de hran. Și vă păstră, v-ați auzit în ce hal miroase, că e a scăzut în Dumnezeu, da? Și când le-a spus că n-a binecuvântare să plece dacă nu mănâncă, chiar unul dintre ei a spus, ce o să zic, părinte, vă asemenea binecuvântări? Da, lui Dumnezeu. Înțelegeți? Deci aveți curaj, să aveți curaj și să aveți nădejde în Dumnezeu. Să aveți nădejde în Dumnezeu că ajută bunul Dumnezeu. Și credeți, e o minune live. Deci o minune live, e vorba de 3 minuni. Deci odată întâlnirea cu Leonard și grupul lui, cu părintele Mihai, sau Marian. Cu părintele Marian, un părinte foarte bun din Austria. Așa? Cu Marius. Da? Și, bineînțeles, mașina care a venit pentru Marius și încă mai este, deci o să rezolvă și plecatul lui Marius, pentru că Marius a venit așa, n-are nici cazarme, nu că le cumva să veniți fără cazarmea mea, că nu va primi, să știți că avem foarte puține locuri. Dar, pentru cine se roagă și cine are o soție vrednică și dacă el se roagă, se rezolvă, mai că Domnul ne rezolvă pe toate, înțelegeți? Asta este foarte important și asta vreau să rețineți. Puterea și eficacitatea rugăciunii cotidiană. Și că există minuni până astăzi. Nu gândesc că minunile sunt așa că, eu știu, iese un iepure dintr-un joben sau ce sunt tot felul de astea. Astea sunt minunile. Astea sunt minunile, înțelegeți? Să ne ajute Bunul Dumnezeu. Să ne ajute Bunul Dumnezeu și să veniți în Sfântul Munte, pentru că ați mai nevoie de încărcatul bateriilor duhovnicești ale voastre. Și la mine s-a rugat. Soția. Da? Serios? Pe să pare fraților, deci chiar soțiile, da. Da, pentru că trebuie să știți că au fost 12 mari apostoli și tari și mari și luați, dar mironosițele au fost la cruci, mironosițele, deci în cauza asta femeile se roagă mult mai mult și e bine și chiar rog pe doamnele care ne privesc să vă rugați pentru soții dumneavoastră, să vă rugați pentru familia dumneavoastră, pentru că rugăciunea voastră are mare, mare putere, pentru copiii dumneavoastră. Pe de altă parte există marele pericol al doamnelor este aceea că dacă nu ascultă, așa, pot să apară tot felul de, să aibă așa un fel de duh din acesta de comandă în biserică și asta nu este bine. Nu este bine. Deci trebuie să avem grijă că, pe de o parte, bărbatul este prezența conducătoare și femeia este prezența mânghietoare, după cum spune însuși Sfântul Dumitru Stăniloae și timp pe Sfinții Părinți. Deci femeia se roagă, femeia nu, vă rog să ne uitați că spune asta, dar asta e o tradiție bisericii, femeia nu învață atât pe ceilalți. Și dacă vă uitați chiar la soțiile voastre, ca sunt niște soții duhovnice, să vedeți că nu, ele nu au un caracter conducător, ci un caracter mânghietor mai degrabă, adică ele țin casa și femeia asta trebuie să țină casa. Nu în continuu să cicălească la fiecare 5 minute, vă uitați că spune pe post treaba asta. Dar pentru că am lăudat foarte mult pe doamnă, pe femeie, acum trebuie să puțin să le și smerim, să-i spunem și partea cealaltă, că trebuie să asculte totuși de capul familiei. Capul familiei, bineînțeles, când și soțul este în acord cu voia lui Dumnezeu. Acum să nu spuneți că soțul nu este în acord cu voia lui Dumnezeu, că asta este, sunt cazuri clare când soțul, mă rog, bea sau așa mai departe. Dar în cele mai multe cazuri, totuși trebuie să existe această armonie în familie și asta provine în principal prin smerenia plină de grație și plină de noblețe duhovnicească a soției, înțelegeți? Nu vorbim de o ascultare ca roabă, ci vorbim de o ascultare ca doamnă, ca regină. Și trebuie să avem acest echilibru în familie. Și dacă există iubire în familie, există de toate. Dacă nu există iubire în familie, nu există absolut nimic. Cum spunea cineva, dacă iubire nu e, nimic nu e. Și aici, iarăși mă întorc către bărbat, fraților, trebuie să știți că bărbatul trebuie să ofere întâi de toate iubirea. El este cel care dă. Femeia totdeauna primește și dacă bărbatul nu dă iubire, femeia s-o filește. Este foarte important și principalul gest de iubire, principala dovadă de iubire, fără de care nu se poate, este acordarea atenției, este acordarea timpului. Trebuie să dăm timp soțiilor noastre. Trebuie să acordăm atenție soțiilor noastre. Fraților, hai să lăsăm puțin mai pe deoparte cariera, mai pe deoparte banii, mai pe deoparte știrile, sau bunul Dumnezeu mai știu ce, și să redescoperim frumusețea soției noastre, frumusețea familiei noastre, frumusețea copiilor noștri.
spune cât de frumoasă este familia mea, cât de frumoasă este soția mea. Nu spuneți care defecte, știu care defecte, nu le vedeți pe asta, nu-i bine, lăsați să treacă. Hai să vedem partea frumoasă. Oricare om, să știți, oamenii sunt atât de frumoși, oamenii sunt atât de frumoși și vedeți și Mesuși Mântuitorul. N-a venit și a venit să judece lumea, n-a venit să scoată păcatele oamenilor. O, Dumnezeu a venit și le-a oferit timpul lor, oamenilor, zice, ce vrei să-ți fac? Ce vrei să te vindec? Ce vrei să-ți fac? Și oamenii au spus asta și așa se face. Pentru că nu a zis, băi, că tu încerci să te vindec pentru că ai atât păcate și așa mai departe. Nu scobiți neputințele celuilalt. Și mai degrabă, hai să căutăm cum să rezolvăm problema. Cum să rezolvăm problema. Totdeauna trebuie să fiu eu, împreună cu soția mea, eu împreună cu copiii mei, împotriva problemei. Și nu eu cu problema împotriva soției mele, sau eu cu problema împotriva copiilor mei, sau eu împotriva copiilor cu problema lor. Și totdeauna vom face această unitate între noi, între familie, cum putem să facem mai bine. Nu spuneți celuilalt că ce ai făcut aia. Știi și el că au greșit foarte groasme, hai să vedem cum putem să facem mai bine. Hai să vedem cum să facem mai bine. Asta este foarte important. Și cum spuneam la un moment dat pe drum cu părinții și cu ceilalți, frate, trebuie să învățăm să tăcem. Trebuie să învățăm să ascultăm pe celălalt. Și le spun să ascultăm. Nu să ascultăm pe soția noastră ca să prindem la, cum să spun, la înghesuială și să-i dăm, să arătăm că a greșit. Sau invers, pe soțul, că da, că și tu, că nu știu. Fraților, să ascultăm pe ceilalți, să vedem ce are de spus. Ce are de spus. Bineînțeles, asta nu înseamnă că trebuie să lăsăm așa, cum să spun, vorbire în deșert. Dar prin celălalt care ceva de spus, să-l ascultăm puțin și atunci să vedem că dragul și celălalt e cineva foarte frumos. Foarte frumos, dincolo, bineînțeles, de anumite neputințe ale sale, că tot avem neputințele noastre. Înțelegeți? Trebuie să dăm timp. Înțeles că noi, ca monani, avem foarte mulți sentimentori și din coastă vorbim multora și e dificil să dăm timp fiecăruia în parte. Sau pe site avem foarte multe comentarii, avem foarte multe mail-uri, fraților, vă rog frumos, nu sunați, că efectiv nu puteam să răspundem la telefon, pentru că însemnă să alocăm foarte mult timp, pe mesaje, pe mail și ne cerem iertare celor care nu putem să le răspundem, pentru că sunt foarte multe, dar voi, care sunteți în familie, aveți atâția mii de oameni care o să le răspundeți, aveți pe draga inimii voastre, aveți pe dragul inimii voastre care v-ați căsătorit, înțelegeți? Și din cauza asta, acolo să vă întrebați atenția, nu vă întrebați atenția pe cuclau și pe nu zi mai știu unde. Foarte important. Din cauza asta, îmi spuneam totdeauna să potențați iubirea. Vreau să potențați iubirea și atunci o să facă Maica Domnului Minun cu voi. Că cum a făcut Maica Domnului Minun cu toți acești întâlnători. Asta vă doresc, să aveți o familie fericită. Și asta provine din dispoziția noastră de iubire, din dispoziția noastră de rugăciune, din dispoziția noastră de deschidere față de Dumnezeu. Față de Dumnezeu. Asta este făcut. Să ne ajută Dumnezeu. Hristos, Andrei. Pe cu cine Sfinților Părinților noștri, Doamne, să Hristos, Fiul Dumnezeu, numește pe noi. Amin.